și pasarela regală, pasarela din Mamaia, inaugurată în anul 2012, va suferi și ea modificări. Aceasta va fi scurtată datorită lucrărilor de înisipare din stațiune. Construcția acestei pasarele pentru acostarea de ambarcațiuni de agrement este un proiect mai vechi al fostului primar al municipiului Constanța, Radu Mazărea, anunțat în 2010. La 10 ani distanță de la inaugurare, pasarela va fi scurtată. Totuși, debarcaderul la capătul dinspre mare nu se va schimba, iar ambarcațiunile vor putea acosta ca și până acum. Va avea o lungime de circa 150 de metri. O vom aduce la stadiul de folosire inițial, imediat ce proiectul celor de la Apele Române se finalizează în acea zonă. Noi am pregătit pasarela, am demontat balustradele, am demontat stâlpii și corpurile de iluminat și imediat ce se termină nisiparea, ele vor fi reinstalate și pasarela va fi deschisă publicului. Mulți constanțeni nu văd cu ochi buni schimbarea și spun că pasarela era un loc perfect pentru promenadă pe timpul verii. Sunt însă și alții care așteaptă rezultatul final înainte să critique. E problema că am văzut că și remorchierul atât nu așa a venit de la navă de acolo și n-a pus să tragă în capăt acolo unde intre vaporașul. Înseamnă că s-a micșorat și nivelul apei acolo. Da, știu, un lucru foarte urât așa, că pierdem pasarela acolo. Sinceră să fiu, dacă se face ceva frumos, nu mă deranjează. Probabil, da, pentru mine ar fi în regulă, zic eu. Nu știu mai departe ce va fi. Conform proiectului, pasarela are o lungime de aproximativ 420 de metri, o lățime de 4 metri și un debarcader cu o lungime de 40 de metri și o lățime de 6 metri.